Tehnica detaliului semnificativ este reprezentativă pentru estetica realistă. În romanul Enigma Utiliei, scris de George Călinescu, descrierea urmează un drum de la exterior la interior. Odată cu intrarea tânărului Felix pe strada Antim, este descrisă strada. Aceasta este la început plasată în marele sat ce era atunci capitala. Primele detalii se referă la faptul că strada era pustie și întunecată și, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă și foșnitoare ca o pădure. După ce este realizat portretul lui Felix, se continuă descrierea acestei străzi, parcă din perspectiva tânărului trecător care căuta cu atenție numărul unei case. Astfel, imaginea străzii este completată. Strada era pustie și lumea părea adormită, fiindcă lămpile de prin case erau stinse sau ascunse în mari globuri de sticlă mată ca să nu dea căldură. În această obscuritate, strada avea un aspect bizar. Însă varietatea cea mai neprevăzută a arhitecturii, operă îndeopște a zidarilor italieni, mărimea neobișnuită a ferestrelor în raport cu forma scundă a clădirilor, ciubucăria ridicolă prin grandoare, amestecul de frontoane grecești și chiar ogive, făcute însă din var și lemn vopsit, umezeala care dezghioca varul și uscăciunea care umfla lemnăria, făceau din strada bucureșteană o caricatură în moloz a unei străzi italice.